Mare parte dintre cei peste 25.000 de membri ai casei de ajutor reciproc a pensionarilor fac împrumuturi pentru a-și rezolva problemele curente de viață, ținând cont de faptul că, după vârsta de 65 de ani, băncile nu le mai acordă împrumuturi decât în situații excepționale. În primul rând, peste 65 de ani, băncile nu îți mai dau împrumut sub nicio formă. Deja de la 60 de ani să gândesc, domnule, ce garanții să-ți pun, cine să facă, cum să faci, dar după vârsta asta nu-ți mai dă bani absolut deloc. Noi acordăm împrumuturi acestor persoane. În primele 6 luni ale anului în curs au fost acordate deja un număr semnificativ de împrumuturi, respectiv 4.236 față de anul trecut, când au fost acordate peste 11.000 de împrumuturi în diverse cuantumuri. Total împrumuturi până în momentul de față 4.236 în valoare de 10.538.000. Vorbim de împrumuturi de anul acesta. Anul acesta. Deci în primele suntem... 5 luni și ceva. Mi se pare foarte mult față de anul trecut. Ele s-au... Păi anul trecut am avut vreo 11.000 și ceva în valoare de 25 de milioane și... Deci de la o etapă la alta, lumea se împrumută mai mult. Valoarea celui mai mic împrumut este, incredibil dar adevărat, de 50 de lei și este acordat celor mai nevoiași membri pentru rezolvarea unor probleme urgente. Minimă, poate vă vine să râdeți, și 50 de lei. Minimă. Iar maxim 12.000. Dar ce face lumea? Cum ia 50 de lei? Doamnă, minimă, au venit un împrumut de 50 de lei. Am dat împrumut de 50 de lei, 100, 150, 200. Sunt și împrumuturi de soiul acesta. Sezonul împrumuturilor mai numeroase este în perioada de toamnă-iarnă și se face pentru rezolvarea diverselor probleme de aprovizionare, de ajutorare a nepoților, elevi sau studenți, de plata unor facturi uriașe care apar la utilități în sezonul de iarnă, de rezolvarea unor probleme de sănătate și altele. Iarna. Mai mult e toamna și iarna. Acum nu prea sunt împrumuturi. În perioada asta nu prea sunt împrumuturi. De obicei, împrumută bunicul când pleacă nepotul la școală, la facultate, la undeva. Sau pentru aprovizionarea de iarnă, aprovizionarea de toamnă, lemne și ce mai sunt. Și plus mai este o problemă când apar niște facturi. Valoarea maximă a unui împrumut acordat se ridică la de 3 ori fondul existent al persoanei care se împrumută și se rambursează în maxim 24 de luni. Pentru un împrumut, pensionarul are nevoie de 3 giranți, de regulă tot pensionari.